Viața e destul de scurtă și ea trebuie trăită asemenea unei piese de teatru. Vă invit la un ceai de dimineață și vă invit să ascultați programul zilei de astăzi, sâmbătă 28 noiembrie. La 11:30 avem piesă pentru copii, Danila Prepelac, regia Traian Șoimu, Teatrul Merlin din Timișoara, spectacol pentru copii, inspirat din folclorul românesc. Nu știu cum să deschid chestia asta, dar o să vă zic până la sfârșit. Ceai verde. La ora 15 avem Mame, regia Cristian Ban, Teatrul Dramatic Fanny Tardini din Galați. Mame este o piesă extrem de interesantă, bazată pe amintirile actorilor din distribuție și pe relațiile acestora cu mamele lor din viața reală. Mi-a plăcut foarte mult ideea. La ora 17 avem Ano Phantom, regia Tom Bocara, o companie din Belgia. Această călătorie în descoperirea de sine ne face să vedem viața prin ochii gloriei și ne dezvăluie relației particulară cu lumea. La ora 19, un spectacol pe care îl joc de vreo 10 ani la Teatrul Notara, iar acum difuzarea va fi făcută în memoria lui Petre Bocor, regizorul spectacolului, prietenul nostru de când lumea și pământul. Ultimul Don Juan, regia Petre Bocor, Teatrul Notara București, o comedie savuroasă în care personajul principal, Barney Dykes, trece prin momente deosebite. S-a hotărât că el are o viață, a constatat că are o viață extrem de plictisitoare și vrea să și-o schimbe, măcar un singur moment să trăiască și el așa cum trebuie. Nu vă spun mai mult, aștept să-l vedeți. La ora 21:30 avem Piatra din Casă, regia Alexandru Dabija, Teatrul Toma Caragiu din Ploiești. Comedia Piatra din Casă, cine n-a auzit de ea? De Piatra din Casă, satirizează obiceiul micii boierini din Moldova mijlocului de secol XIX de a transforma căsătoria într-o afacere, o înțelegere între părinți cu privire la împărțirea zestrei. Cred că se mai practică și azi. Lumea e un teatru și toți suntem actori. Așa spunea Shakespeare, prietenul nostru.